că de care v-am vorbit mai devreme, acolo trăiau trei surori vrăjitoare, minune prin vina cărora îi dispăreau copiii. Se hrăneau, îi dispăreau copiii. Nu facem și o ilustrație, ceva? Asta se hrănea cu pietele acestea. Da, nu dă bine, deci... Acolo trăiau trei surori vrăjitoare din vina cărora dispăreau copiii. Acestea se hrăneau cu pietele lor pentru a rămâne... Ce? Nu ai zis vrăjitoare, ai zis... Cum am zis? Cum ai zis? Vrăjitoare! Nu mai pot, lasă-mă, că-ți rupă în gură de somn. E la ora asta, ești nebun? Ai zis, da, până mâine la 7. Nu, e la 3. Dacă nu vorbesc, n-am nicio treabă, dar dai seama când ești obosit ca berez. Deci acestea, nu, acolo trăiau trei surori vrăjitoare, din vina cărora dispăreau copiii. Acestea se hrăneau cu sufletele lor pentru a rămâne veșnic tinere. Dă bine? Da. Da, dă bine. Localnicii, aflând de existența acestora, au decis să le pedepsească arzându-le pe rug. În timp ce erau cuprinse de flăcări, acestea trei, au aruncat un blestem în care se spune: primul fecior, în mâna căruia va ajunge lumânarea cea veșnic neagră și va fi aprinsă de acesta, din mormân ne vom întoarce. Așa, scurt. Stai să zic și eu ceva. Mormâneva, tu până tu... Din mormân ne va... Păi, așa să fie logic. Ne vom, așa. Tot ai vorbit la trecut gen. Tu până aici nu faci nicio ilustrație, nu? Doar asta până aici e povestire. Da. Nu mimează nimeni nimic. Păi și nu ți se pare că e cam lung? Ce cam plictisitoare? Păi și nu, la ei nu mimează? Nu. Cum mă nu? Păi asta e doar poveste, ce ești nebun. Băi, în timpul ăsta, deci frate, când spui așa, el spune că nu mă cunoști, stau că sunt în mijlocul unei păduri, nu așa, asta spun eu. Dar când încep să spui de personaje că existau trei vrăjitoare, nu știu ce, vi le arată pe voi lângă un ceaun. Așa. Da? Așa. Asta vă arată pe voi. Faci pe acolo, pe la ceaun. Da? La pe un ceaun și un copil pe un scaun. Pe unul dintre băi pe un scaun cu ăla părită. Și toate trei lângă el, știi? Așa. Și faceți așa. De asta e vorba în principiu. Da, mă, noi acum povestim, mă, dai și seama. Și după aia punem la punct toate detaliile. Și pe aia spunem... Nu. Și pe aia spun eu. Revenind în zilele noastre... Nu știu. Nu. Ca să dea în ideea că povestea profesoara în clasă chestia asta, știi? Și după aia spune... Cum ai finalizat cu ăsta? Ha? Da, cam așa, 8-9 sunt. No. Că e poveste și îi arată auzi? Timpul ăsta. Trei vrăjitoare, un copil, un iubit cu o iubită. Auzi? Acum... Cine-i virginul? Tuci. Daniel. Bă, eu dracu, sau ce ai zis tu? Acum... Copilul, dracu, ce era ăla? Cu Luci. Să aprindă lumânarea, așa. O punem pe Teo. Nici până în zilele Uniteu, noastre, noi aici. Feciorul n-a apărut deocamdată. Și încep și improvizezi acum cum vrei tu. Eu nu joc pe ăla. Ce nu joc? Virgin. Dar lasă-mă că-l joc eu, lasă-mă. Sine frumător, dar se pare că nici până în zilele noastre... Nu s-a fecior... întâmplat această... Nu, sau... dar se pare că nici până în zilele noastre blestemul nu a fost... Rupt. Nu rup, mă, nu a fost, cum se zice, mă? Nu s-a împlinit. Blestemul nu s-a împlinit. Nu că nu s-a împlinit, blestemul s-a fost. Nu! Când se rupe blestemul, înseamnă că se împlinește. Atunci exact. Se împlinește blestemul. Așa. Și după aia, în timpul ăsta ce eu spun, până în zilele noastre, nu știu ce, Jigglypuff. Ce face? Hă? Nu, scoali mele. Nu mă bag acum. Am urât copilul. Cine a urât
român ne vom întoarce. Până în zilele noastre, blestemă. Dar se pare că nici până în zilele noastre, blestemă. Cum am zis? Și până în zilele noastre, blestemă nu s-a împlinit. Bravo! Mai bine nu mai facem deloc noi, stăm liniștite și ce-a. Preche? Dă-i continui toată la asta, mai scurtează un pic și gata. Păi așa ți și eu. Păi am spus despre ce vorba, ca să știe. Tinit. Exact. Și apoi arată în zilele noastre, nu, până în zilele noastre. Și apoi arată... Deci până în zilele noastre, de asemenea, s-a împlinit. Exact. Și apoi cum facem? Pe aia cum trecem la... Cum ar trebui să... Ca să și scurtăm, să se și înțeleagă că suntem în zilele noastre. Pardon. Și după aia te spunem, dar ce să vezi? Wait. E pe cale să se, să se întâmple. Și a apărut... Să vedem ce se va întâmpla. O ceva de gen. Ok. Dar ce să vezi? Suntem pe cale să aflăm... Când dracul îi învăță? Dacă blestemul... Chiar, să aflăm... Dacă blestemul va fi rupt. Păi până atunci am încă pe 30. Și după aia îi arată. Auzi, și după aia îi arată. Pe copil, pe frate, pe sora aia mică și pe fata aia. În așa. Și cum ar fi, fata vorbește cu băiatul, gen... Hai să-ți arătăm... Știu că ești nou în cartier. Hai să-ți arătăm povestea care se... Tot spune. Nu. Nici până în zilele noastre blestemul nu s-a împlinit. Până ziua în care... Până în ziua. Corect, scrie. Da. E, să fie toată lumea. Facem și aia cu muzica? Da, al lui Michael Jackson? E prea așa, toți au făcut-o pe el. Da, păi toți! Eu am să dansă. Nu, toți dansă. În picioare acolo. Cere mâine să ne dea chestia aia, videoclipul să învățăm, de pașii. Și facem toți aia, că trebuie să facem și toți. Toți au făcut-o. Începem emisiunea cu ta-na-na-na-na-na-na. Da, mă, și ei au făcut-o, că mi-aduc aminte că era Oana cu... Păi, și ce? Și mai facem și noi. Că e prea frumos ăla, îi ducem tribut lui Michael Jackson. I-a fost prea tare omul ăla. Bravo! Deci, nici până zilele noastre, vreau să nu s-a împlinit, până în ziua în care... M-am zăpăcit. Ziua în care doi tineri au vrut să se convingă de această poveste. Până ziua în care trei tineri, că e copil aia mică. În care? Nu, doi tineri. Fata cu băiatul, că după aia sorsa s-a dus după ei parcă. În care au vrut nu să se convingă. Complici, bagă ce important pe ăla, băiat. Da. Cei de au vrut să se convingă de existența căsuței. Și după aia îi arată, păi, și începe povestea. Începe povestea, începe acțiune. Mamă, e deja obositor. Zici că deja am văzut povestea, știu ce se întâmplă. Și ce fata îi spune lui sau ce? Deci stai, mă, că nu e bine să se convingă de... de... existența căsuței? De... M-am încurcat. De existența de acestei povești. De. Ia stai. Ia, noi